Este din nou scandal în învățământ. Asociația elevilor din Constanța cere unui director de liceu să stopeze colectarea fondului școlii de la părinți, iar primarului municipiului Constanța îi solicită să asigure fondurile necesare astfel încât fenomenul să fie stopat. Elevii au publicat un document cu banii strânși de către părinți, din care reiese că numai pentru paza școlii s-au strâns 37.000 de lei. Fondul școlii și fondul clasei sunt deja fenomene bine împământenite în sistemul de învățământ românesc. Reprezentanta elevilor din liceul teoretic Traian a făcut public un document de evidență privind banii care sunt strânși de către Asociația de Părinți a Liceului. În general, pază, asta e prima chestie, apoi vine sărbătoarea de Crăciun, facem anual o sărbătoare de Crăciun, dar se pare că facem pe banii noștri. Mai sunt și consumabile, din când am văzut și cheltuielile de cabinet cu medicamente și așa mai departe, dar în principal pază. S-a aflat pe grupurile de clase faptul că la ședința Consiliului de Profesional s-a evidențiat faptul că elevii n-au plătit fondul școlii cât trebuia în trecut și s-a trimis o listă în scopul, într-un fel, apostrofării celor care nu, claselor care nu au dat. O singură sumă mi-a rămas în cap, 37.000 de lei pentru asigurarea pat. Ar trebui de regulă să facă presiuni pentru determinarea primăriei să asigure cheltuielile respective. Conform legii educației, cheltuielile de acest tip sunt asigurate pe de o parte din bugetul de stat al Ministerului Educației Naționale pentru bunuri și servicii, iar pe de altă parte, cheltuielile ce țin de renovări, asigurarea pazei, precum și investiții în clădirea școlii, trebuie să fie asigurate din bugetul local de către primărie. La liceul Traian există doi paznici de noapte plătiți de către primăria Constanța, însă părinții au mai vrut și un paznic în timpul zilei. Pentru acest lucru au strâns banii, însă elevii vor ca și acest al treilea paznic să fie plătit tot de către primărie, numai că cererea trebuie să vină din partea liceului. Nu știu să se fi solicitat astfel de lucruri, pază umană. Elevii spun că vina se împarte între autoritățile locale, directorii unităților de învățământ, dar și a părinților care practică colectarea acestor fonduri. Asociațiile de părinți au un buget paralel cu cel din unitățile de învățământ, ele reprezentând organizații neguvernamentale private care nu se supun procedurilor de achiziție publică, motiv pentru care contractarea unor firme de pază, spre exemplu, poate fi făcută în mod arbitrar, fără a se ține cont de cea mai bună ofertă și astfel suma devine considerabil mai mare în comparație cu costurile reale. Că eu sunt director din luna septembrie, documentul cu ghilimele, repet, datează din anul școlar precedent, deci este dintr-un alt mandat. Eu mi-aș pune puțin întrebarea așa, de ce oare nu s-a întâmplat nimic în anii care au trecut? De ce problema aceasta a rămas totuși nerezolvată? Mentalitățile părinților care adună bani și lupta aceasta pe care o ducem noi ca directori de instituții cu autoritățile care cu greu dau drumul la bani. Repet, nu putem controla foarte bine. Dacă există o anume obligație la nivelul unei clase pentru a duce bani sau dacă, știu, contribuțiile pe care le au părinții și pe care le strâng părinții prin asociația respectivă sunt benevole. Asociația elevilor din Constanța i-a cerut primarului Decebal Făgădău ca până la data de 15 noiembrie să dispună finanțarea pazei tuturor școlilor din oraș. În caz contrar, elevii vor da în judecată Consiliul Local.